calitate și... Andreea Miu a terminat liceul cu 10 pe linie, iar Andrada Voicu s-a numărat printre finaliștii fazei naționale a Olimpiadei de limba franceză. Se poate și în mediul rural și avem copii, avem copii cu care ne putem mândri, ceea ce este foarte important. Rezultatele școlare de excepție obținute de cele două tinere i-a făcut mândri și pe șefii administrației locale care au decis să le premieze. Un stimulent și pentru ceilalți care ne vor urma și care trebuie să depună același efort și trebuie să aibă curajul să spună ceea ce vor și să muncească și să-și îndeplinească visele. Mă bucur să văd că meritele mele sunt apreciate de mulți și că îi bucur pe mulți. Sper ca și alții aflați în situația asta să învețe. Să mobilizez și copiii care în număr cât mai puțini au rămas în mediul rural la școală, ceilalți care având posibilitate sau părinții care au câte un singur copil și au bază materială pleacă la Slatina, dar și la mediul rural școala este la adevărată evaluare. Și Consiliul Județean Oltei va premia cu sume cuprinse între 400 și 5.000 de lei pe elevii olimpici sau care au obținut rezultate deosebite în competițiile internaționale, dar și pe profesorii care i-au pregătit. Suma alocată se ridică la 65.000 de lei, iar festivitatea se va desfășura în prima zi de școală.